Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să identificați date climatice de la diferite stații meteorologice de pe glob și cum să le interpretați. Să presupunem că primiți o sarcină de lucru de genul următor. Identificați date climatice din 2020 de la două stații meteorologice din America din zone climatice distincte. Faceți o comparație între datele de la cele două stații, punând accentul pe deosebiri referitoare la temperatura medie anuală, cantitatea anuală de precipitații, luna cea mai călduroasă, luna cea mai friguroasă, luna cea mai ploioasă, luna cea mai secetoasă, umiditatea aerului și numărul de zile ploioase sau însorite. Încărcați datele climatice și comparația în documentul atașat. Succes! Și am atașat un document Google Docs cu numele și prenumele meu. Accesez în primul rând acest document. Aici este pus titlul și subtitlul de către profesor. Mai departe, am eu de identificat datele climatice și de făcut comparația. Cum procedez? În primul rând, trebuie să identific un site web de unde se preiau date meteorologice valide. Pentru asta, eu folosesc climatedata.org. Deschid o filă nouă și scriu în bara de căutare climate, climate, cratimă sau liniuță, data.org. În limba engleză, climatedata.org. Accesez site-ul. Site-ul este în limba engleză. Dacă nu mă descurc foarte bine în limba engleză, fac click dreapta și tradu în română. Astfel, cu Google Translate, totul va fi tradus în limba română, toată pagina, tot conținutul paginii. Apoi, aici găsesc date de la diverse stații meteorologice amplasate în diverse locuri de pe glob. Voi selecta mai întâi continentul, de această dată voi selecta continentul nord-american și aici am împărțirea pe țări, respectiv pe zone climatice. Din nou traduc în limba română, clic dreapta, traduc în română. În cerința mea spunea că trebuie să selectez date de la două stații meteorologice din zone climatice diferite. Și atunci voi alege din climatul continental umed din Toronto, voi accesa făcând clic stânga pe Toronto, aici voi găsi următoarele date climatice. Din nou traduc pagina, o scurtă caracterizare a climatului, apoi graficul climatei din Toronto, pe luni. Pe acesta vedem de asemenea altitudinea la care este amplasată stația, vedem temperatura medie anuală exprimată în grade Celsius și în grade în Fahrenheit, respectiv cantitatea totală de precipitații în ultimul an. Apoi, cu bare verticale, cantitatea totală de precipitații căzută într-o anumită lună și cu linie roșie, valori ale temperaturii medii lunare. Voi copia această climogramă făcând click dreapta pe ea, copiază imaginea, merg în documentul meu, scriu 1, stația meteorologică Toronto. Apăs Enter și lipesc cu opțiunea Inserați imaginea copiată. Bun, o micșorez. Așa este suficient. Iar dedesubt voi adăuga următoarele date. Să vedem ce mai găsesc pe această pagină. Pe această pagină mai găsesc și un tabel unde vedem vremea pentru fiecare lună. Ce anume vedem aici? Temperatura medie lunară în grade Celsius și Fahrenheit, temperatura minimă lunară, temperatura maximă lunară, cantitatea lunară de precipitații, umiditatea aerului și numărul de zile ploioase. Voi copia acest tabel cu click stânga, țin apăsat
și selectez toate datele din tabel. Apoi fac clic dreapta și apăs Copiază sau Ctrl C din tastatură. Merg din nou pe tabelul meu și aici clic dreapta Inserați. Aștept să se încarce tabelul și iată tabelul meu a fost adăugat pentru stația Toronto. Am acum datele pentru Toronto. Apăs aici Enter sub tabel, pun 2. 2 și voi pune date de la următoarea stație meteo. Mă întorc în pagină, fac clic din nou pe pagina principală, selectez continentul, voi selecta de această dată tot continentul nord-american, dar o stație meteo dintr-o altă zonă. Traduc din nou pagina, clic dreapta, traduc în română. Și voi alege din climatul subtropical, să-i spunem, stația Dallas. Copiez și de aici climograma, clic dreapta, copiază imaginea, mă duc în tabelul meu, scriu stația meteorologică Dallas, apăs Enter, inserez, clic dreapta, inserați, micșorez un pic și climograma aceasta, așa, mă duc din nou pe pagina Climate Data la Dallas și copiez tabelul, nu înainte de a traduce pagina. Clic dreapta, tradu, apoi selectez datele, copiază, merg în documentul meu și le inserez sub tabel. Da? Fac clic aici și apoi pe săgeată în jos, mă asigur că mă aflu sub tabel și fie Ctrl V, fie clic dreapta, inserați. Aștept să se încarce datele. S-a inserat și cel de-al doilea tabel. Acum trebuie să fac comparație. Pe baza datelor din aceste două tabele pot face eu comparația. Mai copiez încă o dată climograma mea, dispărut de acolo, o pun deasupra tabelului, clic dreapta, copiază imaginea, mă duc din nou, dau pe Dallas, Enter, clic dreapta, inserați, așa ca să am și climograma și tabelul. Acum pot începe să fac comparația. În primul rând, mă uit pe cele două climograme la temperatura medie anuală și observ că la stația meteo Toronto, temperatura medie anuală este 8,7 grade Celsius, în timp ce la stația Dallas aceasta are o valoare cu 10,6 grade mai ridicată și anume 19,3 grade Celsius, ceea ce înseamnă că, în general, în Dallas este mai cald decât în Toronto. Apoi fac referire la cantitatea anuală de precipitații, cantitatea totală din anul precedent, la stația Dallas 1034 mm, la stația Toronto 845 de mm, ceea ce înseamnă că s-a înregistrat o cantitate mai ridicată de precipitații la stația Dallas. Pentru a face referire la luna cea mai călduroasă, respectiv luna cea mai friguroasă, analizez datele din tabel și avem media de temperatură, media lunară, respectiv apoi temperaturile minime și maxime înregistrate în fiecare lună, exprimate în grade Celsius și în grade Fahrenheit. Pe mine mă interesează și voi folosi datele exprimate în grade Celsius. Observ că la stația Toronto, cea mai friguroasă lună a fost luna februarie, când s-au înregistrat -7,7 grade Celsius, în timp ce luna cea mai călduroasă a fost luna iulie, când s-au înregistrat 25,6 grade Celsius. În timp ce la stația Dallas, luna cea mai călduroasă a fost luna august, când s-au înregistrat 35,1 grade Celsius,
În timp ce luna cea mai friguroasă, ianuarie, 4 grade Celsius. Iată, în ianuarie nici măcar nu am avut temperaturi negative. La fel procedați și pentru a identifica următorii indicatori, respectiv luna cea mai ploioasă, luna cea mai secetoasă, umiditatea aerului, numărul de zile ploioase, respectiv însorite. Analizăm datele din cele două tabele pe care le-am copiat de pe climatedata.org. Și anume, precipitații, și ne uităm la valorile precipitațiilor pentru fiecare lună în parte, umiditatea aerului și numărul de zile ploioase din fiecare lună. Dragilor, sper că vă va fi util acest material și că veți reuși să faceți comparația între datele climatice identificate la două sau mai multe stații meteorologice de pe glob. Eu vă doresc multă sănătate și succes!